Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming. Suntem aici alături cu Alex. Salut, Alex! Salut! Așa că, în episodul de astăzi, o să lăsăm pe Alex să ne prezinte ce o să facem. Ia zi, Alex, ce facem în episodul de azi? Deci, în episodul de astăzi, după cum știți din episoadele anterioare, am fost la Selig și am cam folosit tractoarele astea în condiții extreme, după cum Cam. puteți vedea. Sunt pline de noroi. Uitați-vă la Și de asta, asta iarbă. e plin de iarbă, deci e foarte murdar cu remorcile. Și ne-am gândit să le spălăm, toate utilajele să le spălăm, pentru că am terminat campania, am terminat sezonul, cum s-ar zice. Și acum așteptăm iarna să vină și noi recoltele și să înnoim parcul auto, dacă putem spune așa. Așa că o să începem să spălăm prima oară utilajele, după o să vă prezentăm și ce utilaje mai avem, o să le spălăm pe toate. Ia să și cu cum dau eu. Bă, dai în aer. Arunci cu apa aia în aer. Aia altceva. Bă, dar arunci, mi-e pare că arunci cu apa sus, mă, cu. Așa ți se pare ție, Sheiku. Mama, e și culoare după OTB, deci a ieșit tot Băi, noroiul, uite zici cum că e arată. nou. Și că e nou. Da, așa. Tot și aici pe la roți. Ia, vezi, mă. Și pe E nou, mă, gata. șasiu. Gata, acum să începem la remorcă, băieții. Asta e cam mare. Da, așa să trichez și pe partea asta. Oh. A, mă, că ai și remorca super. Mai ai ăștia două remorci, după aia dăm UTB-ul la o parte să spălăm și pe celălalt. Tractoarele celelalte le aducem alea două. Da, asta trebuie să spălăm și pe alea. Dă-te un pic de aici, să Păi dau. atunci mă duc eu să le aduc aici, să le Păi, dă-i pregătesc. ăsta mai în față, să uite tu în el și dă-l mai în față, că nu pot să mă duc până acolo. Că Asta. e furtunul scurt. Da, eu... Dă-i mai în față, că zic eu când se te oprește. Da, așa puțin, nu mai puțin, stai așa. Lasă să tragă ulei, da. De. Hoba, Mai? hoba, hoba. Bun, păi hai că mă duc repede să le și pe celelalte. Bă, Trebuie dai, să mă închide-mă ridic și și tu garajul. Nu ridic eu mai și o să hovarțile deschis. astea. Mamă, și asta e plin de iarbă. Da, pe păi n-am întins eu alea cu el. Auzi, acum e altceva, acum e ca în fabrică. Momentan o să las toate remorcile astea cu platele, că v-am zis că așteptăm sezonul de vânzare a cerealelor. Și trebuie să le lăsăm pe poziții. Puteți vedea, uite ce... Aoleu, ce interiorul acestui tractor. Băi băieți, am văzut că s-au strâns 50 de like-uri la episodul trecut. Am încercat să fac un tutorial cum puteți și voi să vă instalați Farming Simulator 22, un multiplayer. L-am editat și frumos când să-l încarc pe YouTube. Cei de la YouTube mi-au eliminat videoclipul, nu m-au lăsat să-l postez. Așa că m-am gândit să-l fac cu arhivă ceva, să-l încarc pe internet și cred că-l pun în descriere la live-ul ăsta. Intrați, îl descărcați Videoclip. videoclipul și vă uitați la el. La Pentru că videoclip, nu la altă... live. Așa, la videoclip, dacă eu sunt mai mult cu live-urile, de sunt obișnuit să zic live-uri și... Na. Așa că sper să nu uit să-l pun în descriere. Intrați acolo, îl descărcați, vă uitați la videoclip, totul e făcut 100%, adică nu e nimic ca gen vrăjeală sau ceva. Totul e făcut 100%. Merge 100%. Așa că încercați și voi. Și nu uitați să apăsați și pe butonul ăla de like și de subscribe dacă vă place seria asta. Dă-te un pic mai în față, Sheiko. De. Hopa.
Îmi place, uite, beau. Ce spală al meu, vezi? Bă, da, UTB-ul ăla, 445 ăla e murdar, că nu am uitat el. O să-l spălăm și pe ăla, că na. Păi, mă, să-l iau repede. Dar cred că era mai mișto să-l iei fără cabina. Păi O nu să-l merge. dăm jos. Nu merge. Nu merge? Da, e murdar și ăsta un pic așa. Tot lungo să-l spălăm. Băieții, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să vă duceți și la Sheiko, să apăsați și la el butonul de subscribe, să facă și el cât mai mulți urmăritori, adică abonați, pentru că este la început și el și trebuie să-l ajutăm să crească. Vedeți cum este tractorul ăsta. Bă, totuși parcă se vede prea tare la. Da, unde Dar aveți stai ce... așa ca să nu. Da, unde aveți ce cuplu avea? Stăm să strângă în cupă. Apa. Așa. Da, ce cuplu are? Da, măi, asta e forță. E ca lumea rău. Ia de ce să o spăl și un pic. Asta da, să spăl Fiat. Ăsta, UTB-ul. Cum o să mă să parchez asta? Copa asta nu se ia deloc serios. Multă mizerie. Nu uitați că aveți și voi modurile în descriere. Gata, domnule Șeicu. Ai Gata. onoare. Da, mă, pare că te dai în sus, cred că ești prea aproape de tractor, gen. No. Așa pare că mă uit și eu acum la Așa tine. pare. Da. Sărbătorii, te arunci în sus. Haideți, băi, să ducem noi să parcăm acest tractor minunat, care ne-a servit foarte bine până acum și UTP-urile au făcut o treabă minunată în ferma asta. O să bag Fiatul în garajul acesta acoperit pentru că vine înghețul, băieți, și s-a dus UTB-ul tot aici, ăla, Da, mă. 445. Trebuie să luăm lamă de zi pe zi. Desfăce ușa aici în spate, garajul. Ți-am desfăcut aici, bă, unde sunt eu, În bagă-l, vină față. încoa. Vină încoa aici, că n-are, e la el garaj. Da. Cred că în primăvară schimbă și noi utilajele. Mă, s-a debatrat, 35 eu. Ceaca, 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 ceaca. Ceaca, 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 ceaca. De beurli, le lăsăm afară să le băgăm hambarul ăsta micuț. Aici avem Le băgăm serviciu aici? unde facem noi serviciul la tractoare. Le băgăm aici? Ia ce. Le remorcile o să le lăsăm noi afară. Remorcile o să le băgăm acolo unde e spațiul ăla, fără ăla care nu e închis. Ha. Fără uși. Nu știu dacă să aibă loc acolo, dar haide. Aoluc. Cred că băgăm câte una, mă. Bă, s-ar putea să aibă toate trei la mine, că sunt mai scurte. Oh, au loc la mine, au loc toate trei. La mine nu se știe. La tine n-au, că sunt mai lungi. Atunci ce facem? Facem în felul următor. Bași două și mai bagi una. Aia zic. Ba, cred că dacă mă chinuiam încă pe-au, dar acum las.
Aveau loc, aveau loc toate trei, dacă de mai față aveau loc. Lasă că... Mamă, abia aștept să vină dată iarna. Și cum a fi o tu, și cum a fi o tu. Și cum știi ce nu avem noi, frate? Ce n-avem? Casă unde să dormim. Da? Da. Ma... Este cocoșolită. Chiar este o problemă aici, băieți. O să luăm una de aia mică la 20.000 doar ca să putem dormi Da, un tac. ieși puțin de acolo, din meniul ăla, te rog. Trebuie să-l dau mai aproape un pic. Opa, ușor. Măcar să-l vindem și noi întreg, să nu-l dăm distrus. Ideea este că unde o să o punem noi? Căsuța noastră. Și cred că o să o punem undeva aici, căsuța. Ia uite-le, tată. Ia Gata, zi, să șeful meu, fie... pot să cumpăr acum? Da. Deci, casa cea mai mică, cea mai Avem ieftină. siligiu aici? Avem, Avem. nu cred că putem să punem gara, Ce? putem să punem, știi ce putem să punem? Ce? Un autobuz de rămat să dormim în el, 8-17.000. Să mor tu, pune! Pune-l! Autobuz de rămat? Am Da, o mă, căsuță pune! mai mică, așa gen, în care putem dormi. E dai jucher, mă, ăla rămâne aici permanent, îți dai seama. Da. Păi aia zic, vrei să Autobuzul. punem autobuzul ăla de rămat? Tu ce zici? Păi nu, nu prea era rol plec cu autobuzul de rămat. Mai Deci, bine. eu uite, eu, dacă vrei să... Ăla e... Iau Dă-te casa de eu acolo, pe aia. dă-te de acolo, dă-te de acolo, dă-te de acolo. Că fix așa, uite aici. Yeah, hai, pune-o. Da, așa, să mă dau și un pic de aici, și eu. Gata. Asta e casa? Da. Băi, ce-mi... Casa asta, nu vezi că e baroții? Deci că e o rulotă. Da, hai să dormim. Sleep. Septembrie, suntem în luna septembrie. Oh, fo, 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 ce somn mi-a fost, ia uite bă ce dorm bă. Dorm pe mine. Aici. Uite că a plouat. Mamă, câți bani ne-au luat. Domnule Sheiko, ia să studiem piața. Să vedem ce prețuri sunt pe piață. Domnule Sheiko. Băi, noi ce avem? Noi ce avem? Grâu sau? A, Păi, aveți și uite-te și tu ce grâu avem. și o văz că avem și ors, parcă, nu? Da, ors. Mamă, Ors. 2000. Bă, 2000 la ors creștere. e 1639 cel mai mare, a? Nu, 1650, nu, 1687 cel mai mare. Prețul. Decembrie se vinde bine canola. Ia să vedem. Noi suntem în octombrie, noiembrie, decembrie, mai sunt câteva zile. Cum dau să văd și eu? Apex Space. Se arată pe luni. Dai acolo la prețuri de gen, vezi câte avem, câte tone avem și Apex Space. Se pare în dreapta, chenarul ăla. Ca la bursă, gen. A, și văd face. Gata, gata, gata. În decembrie zici tu că se vinde cel mai bine? Da, canola, gen. A, nu, în ianuarie zic că se vinde cel mai bine asta, orzul. Păi da, ori nu se vinde cel mai bine în ianuarie, văd. Bun, păi și Fiecare ce are... vindem? În decembrie vindem, cred În că, decembrie vine canola. în canola, da, hai să dăm până în Da, în decembrie. decembrie. Hai. O să-mi ia iară banii, banii mei. Noiembrie. Ia să ne Ia uităm să acolo la vedem. prețuri.
Uite, 2000 și acum, vezi? Și e în creștere. Bă, la canola e... Da, mă, e 2000 și... Și e în creștere. Hai să mai dormim și să vedem în decembrie ce prețuri avem. Ia vi. Noiembrie și decembrie. Băi, dacă se strâng și la videoclipul acesta 60 de like-uri, vă băgăm cu noi în serie. Trebuie doar să intrați pe Discord și să ne lăsați mesaj, băieți. A, și oricum o să găsesc videoclipul și pe Discord, numai în descriere. O să poți să videoclipul și pe Discord, o să fac acolo un canal special. 2183 Ia vezi, mă. la Terra al Da. Will. 2000... Uite, ăsta e cel mai bun, bă. 2183. Ia apare 2197. Unde ți apare? La canola, prima. La canola Da. mi apare 2134. 2134, văd. Dar mi apare și 2197. A, nu Mine mai, pare. gata, nu mai apare, era azi. Ceva cred că-l fac, nu știu. Vin de la Terra ăla, da? Păi mergem să vindem? Păi da? Păi apoi o să Haide. scadă prețurile. Hai să mergem, ce să mai... Hai să mergem. Zi-mi unde vindem. Pune acolo la Terra ăla, ți-am zis. Terra al treilea. 2183 ăla, Da, la prețul ăla cel mai mare, da? Bun. da. Da. Să ne uităm unde e pe harta. E în fața mea, gen. Ia, stai așa. Era... Unde mă ia? Mamă, e fix în Unde-i? stânga. Stânga unde? Sus, jos. În stânga, fix în stânga, unde e Era punctul ăla. stânga, da, în colțul în stânga sus. Da. Noi cum ieșim de aici. A, m-am dus acolo. Noi cum ieșim de aici n-avem drum. Și cum? A, stai. O luăm pe locuri. Da, gata. Ba da, avem drum. Aba, nu avem drum. O luăm Avem pe drum, o locuri, luăm pe după aia dăm locuri. un drum. După aia dăm drum. Hai, că se deschid ușa la garaj. Deschidem ca acum vin. Acum vin la UTB. Pune mi-a remorcile în acțiune. Morcile. Vezi că acum Hai e că... ora 8 și se întunecă mai târziu, vezi cerul Ia, plăie? ia, ia, taci, ia, taci. Adică se face zi mai târziu. Ia pende, ia. Te auzi, mă, ce zic eu? Uite, e ora 8. Nu mai părăște TP-ul, bă. Bă, ești neam. De la frig. Dăm cu țărăș spray în bot. Aici, o partea asta, la șurubul ăsta. E dat? Gata. Hai de acum, de acum, că... Gata, o. Durează-l un pic, durează-l un pic. N-am ce să-l mai turez. Dă, e a doua, mamă, ce-i de a doua, căr... Mi-a de bine să-l cârmăr. turez pe loc. Hai, lăsa-i așa un pic să meargă. Deci canola, să nu uiți. Mamă, dar văd tot de scaunul ăsta, gemul, tot văd de scaunul ăsta. Canola. Mamă, și trebuie să aleg remorca aia, bă. Hai că te Pe aia descurci trebuia tu. să o leg prima, asta așa. Pe aia a trecut o grămadă de timp, gemul, nu știu să mai leg remorca. Aveam mai știu să mă dau cu spatele. Aoleu, așa te lauzi tu. Mamă, și mai remorca de asta întortocheată. Mamă, eu deja patinez. Nu, Patinez? nu mai pleacă după locul TBO. Stai așa că nu mai știu să mă dau cu spatele. La mine nu mai pleacă după locul TBO. Băi, nu mai știu să mă dau cu spatele, mă, și ai. La mine nu mai pleacă de pe locul TBO. Și Hai cu... încă puțin. Băi, înapoi.
Lăsăm ultima remorcă Opa. jos, băieții. Punem Gata, UTV-ul pe maică, am drept. reușit într-un final, am reușit. Punem UTV-ul pe drept, dezgățăm remorca asta și venim și o cuplăm pe aia iară. Poate așa o să pleci. Bă, să știi că și eu îmi patinează și sunt gol. E pământ îngheța, mă. Uite și tu, am cuplat-o și nu mai plec după loc și Ica. A, m-am dat eu prea Doi aproape. bun. S-a Mamă, cred că blocat dat. remorca, bă. Stai că te împing eu, mă. Stai că te împing eu. Stai că am decuplat. Te împing? Nu, e, trebuie să dau cu spatele pentru că m-am dat prea aproape. Stai că mă lovești pe mine. Ia să vedem ce încărcăm noi. Așa, ce ziceai că apăsam ca să încarc? R. R. Și mi-apare acolo să selectez, da? Bun. Canola, ai grijă. Canola, gata, start. Încărcăm aici canola. Văd că ai înșelat acolo, puțin greu, mă. Da, am vărsat pe lângă. O să îl bag în... A, acum am bun cărcu. Hai să mergem amândoi, bro. Da, pe teste. Ne uităm drept. Ce și unul ăla. Bă, dar vezi că se simte, mă. Da, cum să se simtă atâtea tonice? Și băieți, nu uitați să vă lăsați părerea voastră în comentarii. Și ce idei de clipuri aveți și voi și ce ați vrea să vedeți? Ce moduri mai vreți să mai vedeți? Și aici trebuie să-i dăm în forță, Ești kerosen. pe aici, în stânga. M-am scos pe aici, pe panta asta, să moară motorul direct. Tu nu vezi ce pantă e? Am o de că urci. Ce, să urc și ei cu cam 57 de tone. Hai că te împing eu. Ha. Ce să te împing, mă, că nici eu nu mai urc. De la Vale. Nici eu nu mai urc. De la Vale. Ma, stai să vedem dacă le am eu cu datul la vale. Gata, hai. Oh, bă, Hai bă, că te-am bă, bă! ajutat eu. Dă-i în față. Hai că vă curând treabă. M-am luat eu după tine să urc de-al ăsta. Băi, eram sigur că nu urc. Băi, de să nu vin. Băi, să nu te mă vine. Băi, vezi că ai venit în mine, băi. Și, băi, ușor, băi, că mă răstori. Accelerează în stânga și tu, că nu mai am putere deloc. Păi ce în stânga, că zicem că nu poți să ieși de tine că te În băgași așa în bordaș, mine. în bordaș. Hai că ieși eu. De așa în picaj, Ieși. de în picaj. Eu nu mai ies. Stai așa pe aici. Nu că vin eu, decuplez remorcile și vin eu Nu să mai trag. decupla, că acum vin și eu. Du-te, Sheiko, du-te în treaba ta, că nu trebuie să mă iau după tine. Bă, dar mereu așa se întâmplă. Când vii cu câte o idee, mereu e una de aia proastă. Mamă, dar patinează de rupe. Ia să analizăm puțin situația. Noi aici trebuie să facem dreapta pe drumul ăsta, după ieșim la intersecție. Și după o ținem drept până în următorul drum, luăm peste locuri, hai. A, m-a oprit să mă uit și nu mai pleacă de pe rug acum. Băi, noi o să-l Băi, ce fentăm pe bun. Sheiko. O să-l fentăm de data asta. O luăm pe partea asta, pe unde știu eu. Eu am o scurtătură mai bună decât cea pe care o are Sheiko. Bă, ce patinează, uite și tu, mă. Nu, că mi-e între Hai, UTB. mă, băi, cu ăștia, noi cu ăștia nu putem împinge, mă, la zăpada. Nici o șansă. Și acum, băieți, trebuie să facem dreapta aici pe locurile astea. Hai că apucai asfaltul. Bine că sunt locurile discuite. E, vorbești, nu patinezi pe asfalt, ești nebun.
Eu și aici mă duc, nu știu cum să zic, dar mă duc Nu, mai tare. că aici arăt cauciucurile. Mă duc tare, Roade-mi iar frate. carul să-mi roade. Eu merg cu 60 să tâmblan. Nu, mai băie, că e imposibil așa ceva, nu pot să urc deloc. Stai că mă răsturnă ce cu remorci cu tot. Hai, ia-te tractorul ăsta și dă-mi să le bol, să vin repede. Te dai jos? Stai așa, stai așa, stai. Stai că merge, 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 merge. Merge cât o să meargă. Când nu mai merge, nu mai merge. Ha, că aproape am ajuns. Ce mă? Aproape am ajuns. Bă, lasă-o mă naibă. Tomă în capătul de sus al hărții. Păi da. Ia uite, bă, baza asta ce șmecherie. Cu gard, cu lac în curte. Hai mă, că-i detest a doua. Au, ce m-am curentat și Ico. Dacă ai pus mâna la borne. Am pus minus după plus. A dat la masă. Păzea că vin. Nu mai opresc, ești nebunul, că dacă mă opresc, nu mai plec de pe loc. Bine că a trăierat lumea pe aici, uite că aici s-a stricat, nu mai trăierat. Aici a uitat omul să mai trăiere locul. Nu e cultură să se trăiască mai târziu. A, e? Da. Când, în ianuarie să... Noi nu încurcăm pe nimeni dacă o luăm și noi pe aici. Scurtăm drumul. Ce? Lasă-mă că și eu au luat-o pe la noi, pe părul, nu ții minte când am trăierat. Am ajuns aici. Hai că vin și acum. Să te ții bine cu contul valutar acum când o vinde. Cont valutar? Ia vezi ce intră banii în cont. Intră bani. 11.000 de euro, ia uite. Da, uite, 18.000. 20.000. Dacă asta var să încet remorca asta. Și tu ai mai mult de tunei că mine. Douăzeci 32.000 de euro, gen. șapte de mii jumate am luat. Băi, ești nebun la cap. Wow, ce prind drum aici. Uite un lac acolo, ești nebun. Da. Băi, nu mai sta, mă, nesăcă. Am intrat acum că voiam să văd dacă scade prețul, că așa se întâmplă, cât vinzi mai mult scade prețul, dar sunt curios dacă a scăzut. A scăzut 3 bănuți de aia. Păi aici am drum închis. Păi nu pe acolo, mai în spate, e trecut. Trebuie să faci la dreapta. A, da, bă. Băga mea și piciorul, vezi dacă nu stai atent. Dacă nu ești, ce-am și zis. Fii bă atent, bă, băiatule, bă, fii bă atent. Ia uite, bă, cum se curbară, bă, de dai bine. Remorci. Mamă, și ce dita mai șansu. Hai de capul meu. Că nu se era mai să. Da, aici trebuie să dau cox. Și am și pantă, nu cred că urc, trebuie să ies piculo. Te văd, te văd, te văd. Trebuie să ies pe aici, pe undeva. Că pe aici e dita mai șansu. 50 de Uite mii. aici. Mamă. Uite pe aici. Uai, leu. Direct în stâlp m-am oprit. Bă, veni ăsta cu mașina fix acum, bă. Bă, veni ăsta cu mașina.
Bă, nu puteai, bă, să... Uite, veni și alaltă acum. Hai de capul meu. Bine că venirăți acum, voi. Vă găsirăți acum să plecați de acasă. Că e decembrie. Mai e un pic vine Crăciunul. Și co, uite pe bani avem. Bă, dar prea trage UTB acum, cred că pierdui o remorcă. Aici am un curte luam niște. Da, hai că-ți fac loc. Dacă pe aici trebuie să o luăm așa, mai palare. Ai Să pierdut o mai știe remorcă, mult bă. și bune. Ai pierdut o Aia n-ai remorcă. vi. Dacă zic, Eu dă-i ai decât 10 în 3. una. Păi 3 am. Păi 3 ai decât tu? Păi da? Și am zis că ai mai multe. Nenorocire am. Unde golez, mă? Acolo, în fața ta. Spor la vânzare. Mamă, zic că trec tractorul prin rar. O să încarc. Nu vrea asta să-mi cumpere, bă. Apasă pe remorcă. Hai să basculăm. Ia vezi cum intră banii în cont. Că nu mai mă înțeleg cu ei. Nu te mai înțelegi cu ei? E bunie. Mamă, ce am? Vezi că aduce profil mai mare decât tine. Să pare. Mi se pare? Da. Vedem. Realizez, avem 400 de tone. Două văzi. Mamă, 200 de mii de euro. Și cu și mai avem 200 ceva de tone de canola. 200 de tone de canola? Da, adică încă... Mamă, și deja avem 30, 33 de minute de filmare. Păi nu, cred că o să... Cred că gata. Mai facem un transport? Nu știu ce să zic. Eu cred că nu mai. Și așa, băieți, nu se uite cum facem transport. O să uite doar... O să facem noi astea off-camera acum și după aia... Să facem un alt episod în care cumpărăm noile achiziții. Nu-i așa, băieți? Zic, așa e. Zi, băi, și că oprim. Asta te nu de gut. Da, uite, mai mare profitul l-a dus ăștia. Am avut multe cantitate. Uite, vă că au și oamenii ăștia aici, tire, murci, au și Păi pe aici ceva. după export, îți dai seama. Da, oi băiții, cam atât cu episodul de astăzi. Noi ne vedem desigur la următorul episod. Nu uitați și voi să apăsați butonul și de like și de subscribe. Așa că vă pupăm, pa, pa! Pa, pa!